Da, și cum stăteam noi așa, în viețile noastre a rămas după toate întâmplările petrecute, inclusiv evenimentele stranii de ieri și de weekendul acesta cu Plahotniuc, a rămas în funcție domnul Teodor Meleșcanu. E ceva fix, e ceva ce nu poate fi descarcerat de acolo. Domnul Meleșcanu, în această anchetă care se face în legătură cu felul în care a gestionat evenimentele de la vot din diaspora, domnul Meleșcanu inventariază un al cincilea motiv, un al cincilea vinovat, după cei pe care i-a tot pronunțat, după toate cele prin care a trecut. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu susține că vinovat pentru blocajul votului din diaspora este biroul electoral pentru secțiile din străinătate. Deci, practic, a găsit... O să dea vina pe vreme. O nouă problemă. Vă spune, domnule, dacă ar fi plouat, cum observați că plouă acum în România, intens, oamenii poate n-ar fi venit la secțiile de votare. Nebunii să voteze. Noi am luat în calcul și prognoza meteo. Adică mă aștept la orice să fie acolo. O să spună, problema e că acolo traficul este fluidizat. Se circulă extrem de bine. Dacă s-ar fi stat bară la bară în trafic, poate nu ar fi fost cozile astea la secție de votare. Probabil va veni cu alte chestii. Va spune, domnule, oamenii aceștia sunt oameni fără proiecte, fără ocupații, duminica. Dacă ar fi avut, nu știu, dacă ar fi făcut un grătar, dacă s-ar fi dus să petreacă timp cu prietenii, cu familia, nu ar fi venit la vot. Toată lumea poate fi de vină, mai puțin el, Teodor Meleșcanu, omul care a dus penibilul la un alt nivel, sigur, el are și o experiență în penibil. Este un penibil since 1960. Este un penibil experimentat în Caragiosle. 60, adică când era deja la a doua tinerețe. Să fie penibil. Domnul Meleșcanu ajunge în punctul în care este luat peste picior, folosim expresii de-astea simple, care erau și pe vremea domniei sale la modă, de propriul minister. Da. Deci când ajunge propriul minister să spună, nu vă luați după dânsul. După dânsul, dacă îl vedeți în autobuz, îi dați scaunul. Îi țineți ușa deschisă, îl întrebați dacă merge cu liftul sau nu, cum se mai simte, cum era pe vremea lui, dar nu îl întrebați de politică externă. Nu îl întrebați de politică externă, că el abia acum afla că URSS nu mai e de actualitate. E, nici nu-i vine să cred. Nu e. Deci, vă spun, a avut două mari șocuri în acest mandat de ministru de externe. Primul rând, s-a terminat al doilea război mondial, ceea ce, spun eu, a fost greu de asimilat ca informație pentru domnia sa. Și doi, a picat și URSS-ul și acum chiar e buimac, încearcă lumea să explice că a apărut treaba asta, o chestie foarte modernă, Uniunea Europeană. Nu știu, ai cum mai te apuci acum. Se pune la punct cu toate aceste informații, ceea ce sigur e, îi ia foarte mult din timp. Surse din mai ne confirmă că e la nivelul actualizărilor în anul 1984. I-a așteptat ca până la finalul săptămânii să ajungă spre 86-87. Va afla de dezastru de la Cernobâl? Nu vor să-i spună despre Cernobâl. Ar fi o lovitură prea puternică pentru domnul Meleșcanu. A dus în trecut, să nu râdem de domnia sa. E ultima noastră legătură cu tradițiile, cu izvoarele poporului român. Vă dați seama, nu multă lume a avut onoarea să-l cunoască pe Decebal când era copil. Îl contrazice propriul minister pe domnul Meleșcanu. Și vin cu ironii de-astea, sigur, care sunt de actualitate. Așa se întâmplă lucrurile în prezent. Dom'le, ironii, mici ironii. Ministerul Afacerilor Externe arată într-un comunicat de presă că, citez, într-un stat democratic, voința cetățenilor exprimată prin vot și reflectată în configurația politică a Parlamentului este singura care asigură un proces politic legitim bazat pe dialog. Poziția este similară cu cea a Uniunii Europene. Da, ar avea o poziție similară și domnul Meleșcanu, dacă ar ști cu Uniunea asta Europeană, de unde s-o apuce? Și a statelor occidentale care au recunoscut dreptul coaliției PSRM, aici intervine ACUM, pentru că PSRM acum de a forma un guvern în ciuda deciziilor CCRM. Vedeți, se pledează cumva pentru mersul la vot, dar aici se asumă poziția pe care o are Plahotniuc în Republica Moldova. România fiind cam singura proptea a domnului Plahotniuc în momentul de față. În atât se mai sprijină Plahotniucul în Meleșcanul. Deci, practic, aici se pledează pentru un vot, că așa vrea Plahotniuc acolo alegerile anticipate. Nu, aici, la Meleșcanu. La Meleșcanu. Nici măcar aici nu se mai pledează. Poziția de azi a Ministerului Român de Externe contrazice poziția de ieri a Ministrului de Externe. Deci suntem în situația în care ne uităm fie la ce spune Ministerul Instituțional, fie la ce spune ministru care vorbea nume personal, sau am înțeles eu greșit? Da, a vorbit și nume personal. După ce interesează persoana domniei sale? Păi nu interesează ce spune ministru, că dacă ar fi spus, vă cheamă Neateo Meleșcanu să faci o conferință, dacă vreți să-l ascultați. Nu, mă cheamă ministru, nu? Pe mine mă incomodează și că oamenii în spațiu public îi spun lui Teodor Meleșcanu Mele, nu neapărat prieteni, dar toată lumea îi zice Mele, cumva e ceva ce îl îngrijorează. Și lui Tăricianu îi se spune Tării. Da,
îl face totuși ceva prizabil, îl face ceva frecventabil această sintagmă ca lui Dragnea Dedi. Ei vreau să, e cumva ceva ce îi se spune ironic, peorativ, dar e ceva ce ajută la personalitatea omului. Cât de supărați poți fi, mă, pe mele. Dedi? Pare așa, un om nevinovat. Am zis și mele, nu știu, nea mele. Așa e, nea mele. Nea mele. Dar bă, mele, dar vine mele, nu vine cumva de la meleu, că am văzut că la ambasadă era un meleu acolo, poate vine de la meleu. Ce vrei, mă, să meargă? Da. Asta afla că există. Da. Și hai meleu să, modern. Să vedem doamna Viorica Dăncilă, întrebată de aceste probleme, doamna Viorica Dăncilă. Tanti despre... Vio. Tanti Vio. Vio despre nenea... Nea mele. Mele. Hai să o ascultăm. Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, ce se întâmplă cu cei doi miniștri? Nu vreau să fac o referire la niciun coleg sau colegă ministru. După ce vom face o analiză pe fiecare minister în parte, totul este legat nu de numele cuiva, ci de modul în care și-a îndeplinit obligațiile legate de programul de guvernare. Trebuie să avem stabilitate în România, având în vedere ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Da, doamna Viorica Dăncilă tot timpul pare ceva ce ne trebuie, tot timpul vine să dea vești bune. Nu, deocamdată facem o, tot timpul e în cadrul unei analize, tot timpul vine să evalueze niște situații, tot timpul ne pare un om foarte echilibrat, un om care încearcă. De fapt, dânsa nu face nimic. Când zice, noi facem să urmărim felul în care să facem o anchetă, facem o analiză, facem. De fapt, în spatele acestor cuvinte care nu înseamnă nimic, se întâmplă exact nimic. Doamna Viorica Dăncilă. Da, doamna Viorica Dăncilă se întâmplă. Doamna Viorica Dăncilă care, dacă ați observat, refuză să vorbească despre colegii săi. Să zic că nu face diferență ce nu mai stă nume. Păi vezi că numele alea sunt cele care produc niște evenimente. Este guvernul României, nu te întrebăm să ne spui dacă vecinul de la 5, de la 6, de la ce etaj stai tu deasupra face gălăgie noaptea. Sau lasă muzica foarte, sau ascultă manele, ceea ce nu, da, e nu aceasta, cred că v-a deranjat, doamna Vio. E această Tanti. Stranietate pe care văd că ea nu știu câte oare când o au pe femeia aceasta zicând că, dom'le, pe mine nu mă interesează nume, nu vreau să intrăm pe zona de nume. Noi facem o evaluare să vedem care sunt. Dom'le, numele, pentru că cu tărică, nominal, el a făcut cu tare lucru și atunci el trage la răspundere nominal. Avem și o informație. Justiția lucrează practic in rem. Doamna Viorica Dăncilă lucrează in rem, in nu rem. Lucrează in persona. Da, mă, dar trebuie să explici ce înseamnă să nu creadă cojinii. Bun. Avem o informație cât de ultimă oră, venită de la premierul Moldovei. Că am vorbit despre Moldova, da. Este Pavel Filip, care anunță că a mutat ambasada din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Aha. Deci practic încearcă să-și asocieze sprijinul comunității evreiești, bănesc că... Una din hotărârile pe care le-am aprobat astăzi ține de alocarea terenului, adică cel al fostului stadion republican, va reveni ambasadei SUA, a declarat Pavel Filip, menționând că aceste decizii sunt partea angajamentelor luate de guvernul condus de el în fața partenerilor SUA. Deci două decizii a luat guvernul paralel, îl putem numi așa, Pavel Filip astăzi. Da. Una de a accepta solicitarea Israelului, de a muta ambasada acolo unde vrea statul Israel. Și cea de-a doua de a aloca un teren ambasadei SUA. Acum, foarte interesante deciziile luate astăzi. Da, foarte sunt interesante. Și interesant este că și doamna Viorica Dăncilă a promis mutarea. Deci, practic, e ceva ce a lăsat acolo ca o promisiune, ca și înfăptuit aproape mutarea, de asemenea, ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Vă aduceți aminte momentul acela teribil cu dânsa vorbind comunității de evrei din America, mi se pare, și ăștia strigau încântați, toată lumea aplauda, era așa o soi de entuziasm local. Doamna Viorica Dăncilă zice, domnule, am decis mutarea și acum, dacă o întrebați de vorbă pe tema asta, o să vedeți. Da, e o discuție pe care trebuie să o am cu președintele României. Bă, oamenilor, nu le-a zis că trebuie să vorbim și cu președintele României, trebuie să punem în acord deciziile noastre cu ale președintele. Nu, oamenilor de acolo le-a spus că gata, s-a rezolvat, se mută ambasada. Dom'le, e un fel al doamnei acesteia de a fi în lume, trebuie să treacă moțiunea de cenzură. Ce ai hotărât? Gata, ai stabilit? Domnul Teodorovici. Și ce facem dacă nu trece? Orlando Teodorovici rămâne pe funcție. Asta se întâmplă dacă nu trece moțiunea de cenzură. Dom'le, se pare că domnul Orlando Teodorovici a trimis tuturor instituțiilor publice din țară o notificare prin care există acest document, prin care cere reducerea numărului de angajați în publică Vlad Alexandrescu.
El este cel care dă această informație. Senatorul SRL, reducerea numărului de angajați și sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale. Păi probabil va fi dat afară din guvern, domnul Teodorovici, pentru că avem precedentul Remus Borza. Remus Borza a venit, s-a uitat așa peste cifre și a spus, a nu, aici e o sărăcie. Ne stă spăcălit că e mare bogăție. Nu, e o sărăcie, va trebui să tăiem salarii, va trebui să dăm oameni afară. Și doamna Dăncilă i-a ascultat parțial sfat în sensul în care l-a dat pe el afară. Dar nu la asta se referea Remus Borza. Acum apare acest document interesant venit de la ministrul de finanțe, de la domnul Teodorovici. Domnul Teodorovici, un om relaxat, l-ați văzut pe chipul său și pe Adidas și săi scumpi, scria foarte clar, avem bani, domnul, avem bani. Atât îl puteai rezuma pe Teodorovici. Avem bani. E, se pare că nu avem bani. Și că a fost o prosteală, ca să nu spun o prostie, faptul că ni s-a comunicat altceva. Va veni un moment în care cineva va trebui să dea oameni afară sau să reducă din cheltuieli într-un fel sau altul. Sigur, potrivit calculelor PSD, asta ar trebui să se petreacă după ce plecau ei de la guvernare. Înțelegi? Cam așa să nu se afle nimic din toate acestea până când n-ar fi venit dreapta ca PSD-știi, așa, de pe margine, să spună în timpul mandatului nostru nu s-a întâmplat. Hai să o ascultăm pe Viorica Dăncilă. O ascultăm pe Viorica. Pe acest subiect astăzi la conferința de presă, întrebată de vorbă. Sigur, ea vorbește, o să vedeți, vorbește de restructurări, nu vorbește de tăierea... Ce înseamnă restructurări? Păi, hai să vedem. Un subiect mai vechi referitor la tăieri de salarii în sistemul public. Știți ceva? Există această variantă? Vă referiți probabil... La documentul apărut astăzi, este un document mai vechi, de fapt, e un document din aprilie, dar discuția s-a redeschis. Nu s-a pus problema tăierilor de salarii de către acest guvern. Eu știu că tăierile de salariu și politica de austeritate sunt atributul Partidului Național Liberal, care de altfel a și afirmat public acest lucru. Dimpotrivă, noi la 1 septembrie avem creșterea punctului de pensie, creșterea indemnizației minime, în niciun caz nu ne punem problema tăierilor de salarii. Când am preluat guvernarea, am spus că pentru noi este importantă creșterea veniturilor populației și creșterea nivelului de trai și în niciun caz tăierea salariilor. Am văzut afirmațiile domnului Orban, probabil au încurcat declarațiile unii în care spunea că vrea să taie la IT-și, că vrea să taie salarii, că să reducă personalul. În niciun caz noi nu avem în vedere acest lucru. Dacă aveam în vedere, comunicam public, ne asumăm obiectivele pe care le avem în vedere și nu lăsam ca aceste lucruri să fie comunicate de alții. Dom'le, femeia a venit și v-a spus foarte clar că vă văd în continuare acasă nedumeriți. Dom'le, femeia, dacă era adevărat, păi veneam noi și spuneam că de câte ori am vorbit una și am făcut alta. S-a întâmplat, vă aduceți aminte să fii, uite, de exemplu, am vorbit că facem drumul expres de la Casolom, uite unde mi-a venit, spre Craiova, am văzut dacă intervenea ceva în legătură cu drumul acesta, anunțam. Să spună, mă, ea nu putea să spună, ea a fost captivă. Nu s-a dus, nu s-a confesat aseară? Da. Acum că e liberată. Da. Că știi cum e, există un echilibru în PSD. L-au încarcerat pe Dragnea și au eliberat-o pe Dăncilă. Nu poate acum recunoaște că așa e situația. M-a deranjat, în schimb, nu m-a deranjat nimic. Dar mi s-a părut penibil de nou să o pe Viorica Dăncilă spunând ce reduceri de personal, tăieri de salarii. Nu, dreapta face și asta face PNL-ul. Săraca era blocată în punctajul partidului. Da. Deci a plecat Anca Alexandrescu, s-au certat dar acolo. A rămas punctaj. De la, mă rog, de la ovine, de la altceva, dar în creier i-a rămas punctajul. Ce ai spus? E un reflex pavlovian, știi? Așa funcționează și la Dăncilă. Îi spui, tăieri de salarii, PNL. Restructură, PNL. Da. Păi femeie, a trimis documentul ministru PSD-ist al finanțelor. Îl schimbă din funcție pe ministru PSD-ist al finanțelor pentru că e răspândac de zvonuri false sau alarmist de serviciu, cum l-a dat afară pe Remus Borza. Și pe Mișa anterior, tot așa pe aceiași temei, da? Mă rog, să luăm exercițiile astea. Da, mă rog, Mișa. Da. Și Mișa, da. Păi, așa, Mișa n-a vrut să dea afară, a zis că desfințează un pilon, deci nu l-au dat afară nici cu a spus aia, l-au iertat, că au zis de la Mișa ce pretenții stai. Deci, avem săptămâna asta, cazul Borza. Borza, da. Păi se întâmplă același lucru și la Teodorovici sau nu? Sau Teodorovici are dreptate. Distinct. Dacă Teodorovici nu e dat afară din guvern instantaneu, înseamnă că Teodorovici are dreptate și chiar guvernul PSD și-a dat seama că va fi nevoie să reducă salarii, să dea afară. Dacă îl dă afară, înseamnă că e un mincinos și un alarmist și practic vrea să inflameze situația fără niciun temei legal, dar tot ne bucurăm și în situația asta că măcar îl dă afară. Remus Borza vine în favoarea sa astăzi și spune că, domne, a fost un fake news, că n-ar fi zis
zis așa la Antena 3 la o emisiune duminică, sâmbătă dimineața sau când e o emisiune economică. Sâmbătă dimineața nu. Domnule, urmăresc emisiune economică pe Antena 3. Domnule, n-am spus așa ceva, a fost un fake news. Acum, apropo de Ionuț Mișa, nu degeaba l-am pomenit, Ionuț Mișa dat afară de către Orlando Teodorovici de la Direcția Marilor Contribuabili din ANAF. Deci, practic, domnul Ionuț Mișa era în continuare în funcția acolo. Iar l-au dat afară pe Mișa din ceva. Domnule, are senzația că în fiecare, nu știu, la 3 luni trebuie dat afară omul ăsta de undeva. O să-l dea afară și din casă, Teodorovici. Și după ce dă afară din casă, va sta omul săracul pe un trotuar undeva. În care casă să-l dea afară, o să vină, Radu? O să vină Teodorovici să-l dea afară și de pe trotuar. L-am dat afară și de pe trotuarul ăla, că nu se mai poate. Cu... Stătea pe trotuar acolo, stătea lângă coșul de gunoi. Da. Le era oamenilor scârbă să mai arunce gunoaiele la coșul de gunoi. Era, du-te, nu te duce, că e Mișa acolo. Întrebare e, de ce casă vrei tu să-l dea afară? Nu mi-am zis că am dezbătut acest subiect. Nu știu dacă stătea cu chirie. Ai văzut chiria? La Murad, în complexul... Eu știu că stătea într-un complex deținut de domnul Mohamed Murad, în condițiile în care el ar trebui să conducă instituția care să-i controleze firmele lui Murad. Da. Păi și nu știu dacă stătea cu chirie, stătea de boda proste, stătea fraudul, nu știu cum stătea, da. Că n-am văzut. Dar știu că nu mai avea nicio casă din care să fie dat afară domnul ministru Mișa. Uite un om dintre cei ai lui Dragnea pe care ar trebui doamna Viorica Dăncilă să-l dea afară, domnul Gigi Dragomir. În ce scuze așa-l cheamă, domnule, așa-l cheamă pom Gigi Dragomir? Sigur îl cheamă Gigi Dragomir. Lui D'Agostino, Gigi auzit... D'Agostino. Eu am auzit de Gigi Becali și de Mitică Dragomir. Tu vii și propui Gigi Dragomir? Da. E o combinație, nu știu cât de fericită. Fericită e, numit de FIFOR în perioada în care era interimar de după Tudose, mă rog, a fost FIFOR, nu, în 2018 de mult de tot. Așa, domnul acesta totuși e în fruntea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Instituție ce gestionează rezerve de petrol, gaze, metale. După cum îi spune și numele. Deci omul practic este într-o funcție esențială. Un om de-al lui Liviu Dragnea a rămas proptit acolo încă de pe vremuri, ca să zicem așa, practic a rezistat. Nu se pune problema să fie zburat de acolo. Omul ăsta gestionează niște lucruri foarte importante. Dacă doamna Viorica Dăncilă vrea să se desparte de trecutul acesta mai puțin fericit, păi hai să-i despărțim și de oamenii aceștia relevanți ai lui Liviu Dragnea. Am înțeles și cu Anca Alexandrescu, ok, dar hai să-i luăm și pe ăștia importanții pe care i-a proptit Dragnea în diferite funcții esențiale. Da, între timp, uite, ne despărțim de domnul Tudorel Toader din ce în ce mai greu, pentru că dânsul acum vine și explică faptul că ar fi fost un dizident în Partidul Social Democrat, poziție cu care, iartă-mă că spun... În guvernul României, că în PSD n-a fost. În PSD n-a fost, da. În guvern. Da, în guvern. Iartă-mă că spun, eu chiar cred că a făcut ceva dizidența acolo în favoarea lui, în favoarea lui Tăricianu. Mie mi se pare că e omul Tăricianu băgat pe gât domnului Dragnea. Tocmai în ideea că domnul Tăricianu își dorea, dacă nu știu, să fie președintele României și l-a pus pe Tudorel Toader, care tot a amenințat cu ordonanțe de urgență pe codurile penale, ordonanțe de urgență ce ar fi urmat dacă ar fi intrat în vigoare, dacă ar fi fost date. Pe domnul Dragnea în perioada prescripției, adică s-ar fi prescris fapta. Da, de ce vrei tu să plasezi fostul ministru al justiției pe domnul Tudorel Toader într-o zonă de dizidență care implică, vezi tu, oarecare noțiunea unor principii personale, unor convingeri, domne, mă opun, de ce? Eu sunt dizident, eu nu cred în așa. Nu duce în zona asta. Eu cred pur și simplu că omul a jucat cât a putut de mult cartea inabordabilului. Să, dacă mă ajutați cu ordonanțele astea, o să vorbim, o să vedem. El știind că în momentul în care a semnat documentele, ție oamenii în stradă, au, vorba deputatului, și trebuie să pleci. El nu doar că n-a dat ordonanța de urgență pe codurile penale, el a dat însă senzația că va da. Asta e interesant la el. Pentru că altfel Dragnea ar fi putut să o treacă prin Parlament, să-și facă treaba și acum nu mai era în pușcărie. Ei știau că cel mai bun mod prin care trece aceste acte normative este prin domnul Tudorel Toader. Da. Deci trebuie să le duci pe altul. De ce? Specialist, somitate, l-au pus liberal, mai de mult la CCR, vai ce somitate, uite, am făcut și niște versuri. Corect. Dar plin de răutate. Acest om, pentru că el a știut așa, cu cât trag mai mult de timp, cu atât îmi lungesc mandatul de ministru al justiției. Până când, pus în fața unor informații certe, a zis Liviu Dragnea, auzi mă, și hai, cu ăsta și fără ăsta, eu pușcărie tot fac. De ce n-a dat ordonanțele imediat după ce a plecat domnul Tudorel Toader? Era tardiv. Nu știu dacă era tardiv sau nu s-a mai putut. Mă rog, Și nici nu s-a mai putut. Hai să o dăm la pace. Era și târziu și oricum nu... Tudorel Toader... Mai mare deranjeră. Numără greșelile PSD pe justiție, pe primul loc fiind o ordonanță de urgență 13. Dar recursul compensatoriu nu mi se pare stupid? Și prezintă motivele revocării sale, printre care și refuzul de a promova ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea. El e o victimă.
Deci e prea devreme, domnul Tudorel Toader. Da. Povestea asta cu o victimă învinsă de sistem, dar dumneavoastră ați opus rezistența, ați fost ultimul nostru fort de rezistență din interiorul guvernului, o să meargă peste 3-4 ani când vă uităm. Când uităm ce ați făcut cu Chioveși, când uităm ce tandem erați cu procurorul Augustin Lazar, când uităm de recursul compensatoriu, când uităm cam de tot ce se poate uita în zona asta de justiție și de cum s-a poziționat Guvernul României pe filiera justiție când era domnul Tudorel Toader. Că să vii acum să te dai reformator și să vorbești despre tine. Știi cine făcea? Miniștrii din guvernul CDR. Dar știi când? Nu în guvernarea Năstase. Mai încoace. În Tăricianu, da. În Boc. Să treacă ceva timp să mai șteargă din memorii ani, și din păcate, da. Nu mai ține minte. Zice, bă, părea un om serios, uite, că nu l-a arestat nici naiba. Da, era ceva ce, bă, el de bine, de rău, a mai mișcat ceva pe minister. Nu mișcase nimic, îți dai seama. Rămăsese așa, practic, o poșghiță de asta. Era ceva de genul, domne, față de nenorociți ăștia din ziua de azi, baremăla era om serios. Uite că și noi cădem în păcatul ăsta și vorbim de guvernul ăsta. Spune, doamne, hozne, hoza. Măcar erau niște oameni intelectuali. Bă, ce mare intelectual, mă, Mirom Mitrea. Că te iau pe partea asta la altă. Cosmân, că ce mare intelectual, mă, era, că era un combinator. Adică, știi cum e? Cazi în păcatul ăsta. Că după un timp dispar toate părțile negative și se amintești doar, bă, intervine ce frumos era. O amnistie și o grațiere a memoriei. A memoriei. Acum, pe de altă parte, asta s-a grăbit, Tudorel Toader. Revenind în prezent și privind spre viitor, avem de a face cu bătălia pentru prezidențiale, bătălie extrem de încinsă, pentru că urmărim niște contracandidații cu Klaus Iohannis serioși, cum sunt cei de la USR Plus, acolo lucrurile se discută. Credeam foarte... Credeam că zici de Pandele, de Ninel Pea, de femeia aia, Ramona Ioana. O să se facă o masă și de genul acesta. Da. Văd o masă pentru prezidențiale și de genul acesta. Mai e și o masă serioasă cu oameni care chiar ar putea să devină președinții ai României și cum se discută... Cum să-i șerți, doamne, Brunhilda, nu... Ar putea să fie președinte din umbră, oamenii și-a trebuit să câștige așa un post. Doamne, și președintele României. Dar nu-i spuneți că, ca doamna Dăncilă, și aici avem un guvern mai micuț unde se joacă ea, dar nu vă deranjează. Da. Și acum există această dezbatere pe USR Plus dacă va candida domnul Cioloș sau domnul Barna din partea acestei alianțe sau dacă vor candida amândoi. S-a din partea aceleași alianțe va fi greu. S-a depășit, nu, despărțindu-se această alianță, s-a depășit perioada aceea în care lumea se mira pentru că n-are niciun sens de ce l-ai contracandidat pe Klaus Iohannis dacă intenția ta nu e a pune mâna pe putere, ci a merge lucrurile bine în România. Aici lasă, doamne, iată, pe omul ăsta, că până la urmă depinde de rău, a ținut piept PSD-ului. Singur. Bun, ok, am și înțeles. Singur foarte mult timp. Singur. Te interesează să pui mâna pe putere. Ok. Și acum vezi că există o bătălie internă. Cine va fi cel care va candida? Cine negociază? Amândoi. E părerea mea că amândoi ar trebui să candideze. Ca așa ar fi frumos. Pentru că dacă discuția aici este despre partide care trebuie să aibă un candidat pentru că sunt relevante, atunci să fie onești până la capăt useriștii și plusiștii, să recunoască că au fondat o alianță care, deși se numește 2020, a fost gândită pentru alegerile europarlamentare, că eu tare cred că în 2020, când vom ajunge în anul care dă și numele alianței, se vor bate mai rău între ei decât cu alte partide pe candidatura de la București. Deci să lăsăm ipocrizia, plus îl va pune pe Vlad Voiculescu, care arde pe dinăuntru așa, dar arde de mult să fie primarul capitalei și nu înțeleg de ce. Ca că el era cu Magic Camp, era cu așa... Nu, era pe proiecte, pe idei... Proiecte, acum, pe idei. Ce caută la primărie? Pe de altă ce parte, caută la primărie, hai da. Să luăm pe oricare dintre cei care au dat la primăria capitalei... Da, ți-l iau pe oricare dintre ei, Nicușor Dan, și asta face... Această întrebare, păi Nicușor asta face de 15 ani, se ocupă de administrație publică locală, de societatea civilă. E firească tranziția către o candidatură. Da. Gabriela Firea ce caută la primărie? Gabriela Firea? Sub această întrebare... Altcineva n-a fost. Altcineva... Eu de când mă întreb ce caută la primărie, te-ai trezit și tu, bună dimineața. Ce caută la primărie? Păi a stat în casa aia, a fost și a venit PNL-ul cu... Cum îl cheamă pe... Da, uite că și scapă. Păi, Predoiu, nu scapă. Fostul potențial... Premier al României. Și președinte. Și președinte. Păi dacă îți bagi joc de mine și vii cu Cătălin Predoiu, îți câștigă firea primăria. Corect. Și înainte fusese varianta Maria Munteanu, a durat 2 săptămâni. A fost și Ludovic Orban un pic ca variantă înainte de Maria Munteanu. S-a dedicat. În fine, și așa am ajuns cu Gabriel. Bun. Da, ți-am explicat acum. Da, acum că am explicat-o, mergem către această alianță care va trebui să dea un contracandidat la Klaus Iohannis și vă aduc aminte că o teorie... Bă, n-ar trebui, e doar obsesia lor. E obsesia lor, dar ea se va produce. Și vă aduc aminte că sunt șanse foarte... Că te gândești, bine, mă, poftim, vine cu un contracandidat și ce poate să facă? Băi, poate să facă, pentru că în momentul de față, o teorie pe care am dezvoltat-o în această emisiune... Ai dezvoltat-o în această emisiune? Puneți-o pe jumătate, în fereastra lui e teoria. Cu ocazia momentului în care Dacian Cioloș și-i pupa mâna doamnei Viorica Dăncilă și eu nu-l bănuiam acolo nici de prostie...
nici de politețe, ci de un calcul pe care oamenii aceia și-l făceau încă de pe atunci, în sensul în care vei avea nevoie de voturile Partidului Social Democrat în turul al doilea când vei concura cu Klaus Iohannis. Eu suspicionând de pe vremea aceea că candidatul pe Partidul Social Democrat nu va intra în turul 2. Și atunci vei avea nevoie ca un PSD-istul care va totuși va da să deiasă la vocarea acest obicei, să se gândească, bă, măcar oamenii ăștia au fost mai domenie, mă, decât nenorocitul ăla de Iohannis, care numai nenorocirea a făcut, care a pus mai bețe în roate și, nu știu, uite, de exemplu, Dacian Cioloș, dacă ar fi el candidat, ți-a pupat mâna, doamne Viorica, uite, gestul ăla, uite, ar ține minte și s-ar raporta la gestul acela ca fiind ceva ce i-ar motiva să-l voteze, să-l prefere lui Klaus Iohannis. Iar, Barna. L-ați văzut la Antena 3 pe Dan Barna ce bine primit a fost. L-ați văzut ce încântare a creat acolo. L-ați văzut domnul Gâdea ce întrebări ceremonioase îi punea. Este în continuare lăudat acolo prin comparație cu cei de la Plus, de exemplu, cu domnul acela Dragoș Pâzlaru, care, domnule, a făcut o figură foarte neplăcută acolo. Pe de altă parte, lumea zice despre Barna acolo la Antena 3. Dom'le, uite, omul acela totuși dă bine de rău și așa mai departe. Și atunci ne putem trezi în turul 2 cu Klaus Iohannis împotriva lui Dan Barna, susținut în mod, sigur, straniu, te-ai fi gândit straniu până acum, și de Partidul Social Democrat. Da. Pe de altă parte, eu încă mă mai întreb dacă se va organiza turul 2. Va câștiga din primul tur Klaus Iohannis. Mie mi se pare mai de bun simț scenariul în care Klaus Iohannis câștigă din primul tur, ca să nu cheltuim bani aiurea, să nu mai organizăm secții de votare în diaspora la care să vină lumea înverșunată că încearcă cineva să-l blocheze pe președinte. E tare greu să cred că, vezi tu, una e să votezi USR, da? Și alta e să-l votezi pe Dan Barna. Adică, iartă-mă, te cunosc useriști care au votat USR și la alegerile parlamentare și la alegerile europarlamentare și care nici nu le iau în calcul ca personaj politic pe Dan Barna. Adică îl vor vota, evident, pe Klaus Iohannis. Useriști care vor prefera pe Klaus Iohannis în această... Eu cred că majoritatea votanților USR îl vor vota pe Klaus Iohannis. Nu cred că îl vor vota pe Dan Barna. Adică, hai să ne gândim la useriștii care au pornit ca simpatizanți USR din vremea Nicușor Dan. Păi, după ce știi ce s-a întâmplat în USR cu Nicușor Dan și cu Dan Barna, nu mai pui ștampila pe Dan Barna. Că poate te trezești că ajungi la Cotroceni, e și mai periculos. Deci, stai cu minte. Iar cei luați pe parcurs, nu știu câți au votat pentru Dacian Cioloș la europarlamentare, pentru Dragoș Pâzlaru, cât pentru ceilalți. Nu știu, Nicu Ștefănuță, oameni care au avut vreo treabă pe la juristul, Vlad Gheorghe. Sunt mulți acolo pe lista aia care au muncit în campanii și s-au făcut. Nu cred că vreau cineva și îl vreau neapărat pe Dacian Cioloș sau vreau neapărat pe Dragoș Pâzlaru, cum lua el contracte cu PSD-iștii, mai rar așa ceva. Deci mie mi-e greu să cred că va lua scorul partidului el, Dan Barna, că nu-i locomotivă. Mă, ăsta nu-i va din cupereme. Nu știu, Răzvan. Și mi-e greu să cred că vreun PSD-ist va spune, domne, hai să-i votăm pe tinerii aia frumoși și liberi. Cum era expresia aia antenistă? Tinerii frumoși și liberi. Te felici, da? Zisă totuși peiorativ. Peiorativ. Mi-e greu să cred. Acum cu Klaus Iohannis au stat 5 ani de zile, au văzut că dă bine, dă rău, au avut guvernul. Da, da. Îl votez pe domnul Dan Barna cu consilierul său, Caramitru Junior. Nu știu, eu nu cred că PSD-iștii s-au emoționat de la un pupat de mână, că nu știu așa mari gentilom. Nu, dar eu cred că România funcționează pe chestii simple, adică nu poți să-i dai ceva important votantului Partidului Social Democrat, adică trebuie să-i furnizezi o chestiune la care să aibă și el acces. Cum e asta? Ia pupa mâna, domnule Virgăni, uite, mi s-a părut om de omenie, mi s-a părut de omenie. Păi și stai, așa i-a pupat mâna Ciolo și de ce-l votez pe Barna? Păi asta, nu știu dacă va fi Barna candidatul, dar dacă va fi Barna candidatul, el beneficiază de aceste argumente. Domnule, totuși e ceva nou, e un băiat, uite, e un băiat, pare așa genul de nepoțel. Pare genul care ar prinde la Partidul Social Democrat, la votanții Partidului Social Democrat, pe ideea de nepoțel. Pare un nepoțel de ăsta venit, totuși care a învățat la școală, pare nu ceva cred ce... Nu cred că asta are, a trecut pe bălcile școlii. N-are Antena 3 suficient timp. N-are, în fine. N-are suficient timp să-l... Vreau să difuzăm și momentul cel mai important al zilei de astăzi, că ne-am luat cu altele, ne-am luat cu vorba și am trecut peste cel mai tare, cel mai important, practic, punctul culminant al zilei de astăzi, petrecut într-un tren. Bă, nu știu dacă nu e sigur, nu e trenul despre aeroportul. Da, nu, Otopeni. Nu. El săptămâna viitoare, când va fi gata. O să se mănânce semințe în trenul către Otopeni. Deocamdată nu știu în ce direcție era trenul acesta. Cert este că o doamnă
avea rutină, îmi place, avea rutină la spart semințe, părea că a spart ceva semințe la viața ei. Da, da, da. Când o tânără din vagon de acolo se sizează că mănâncă semințe, ok, dar dă și pe jos. Și nu să dea. Pe sus? Legile gravitației. Măcar legea gravitației să fie respectată în țara asta. Și s-a iscat aici un scandal și o dezbatere enormă. Să-i ascultăm. A filmat și de aici intervine, începe dialog. Dar semințele, cojile. Am văzut de atâtea ori că îl puneți pe jos. N-aveți o punguță ceva unde să aruncați, că nu este frumos. După ce că nu și așa nu este frumos. Cum nu, că am văzut cum am văzut. Și în spatele scaunului ați aruncat și de deschideți ușa. Am văzut cu ochii mei, am văzut cu ochii mei. Nu vă este rușine, puțin. Și lăsăm toți oamenii să facă ce vor ei. Dar greșeala dumneavoastră. Nu, bunul simț este, bunul simț este să fii respectos. Și să... Da, dar nu să te iei de om că am încăpt acum. Mă iau de om. Uite ce picat jos. Uite ce picat jos. Sunt coși de semințe pe jos. Sunt câteva coși de semințe. Și de ce nu ne ridicați, fiindcă nu este frumos? Nu e problemă de coșile, dar nu trebuie să te iei de mine. Nu e frumos. Cum nu este problema că sunt coși? Nu e frumos să te iei de mine. Să te iei mai mic, să fii frumos, ești un copil. Nu ți-e rușine să vorbești chestia asta. Nu, nu-mi este. Superbitatea momentului pe care l-am urmărit mai devreme este dată de faptul că pune practic în concret ceea ce am urmărit cu toții de foarte mult timp încoace. Când îi prins pe ăștia de la Partidul Social Democrat cu ceva, cu o nefăcută, cu o chestie în neregulă, îți vin tot timpul cu acest argument. Nu vorbi, deci, nu vă e rușine să vorbiți așa despre guvernul României? Despre Ilan Laufer era evreu și nu vă permitea să îl criticați pentru că asta ar demonstra antisemitism. Viorica Dăncilă e o doamnă înainte de toate și totuși ar trebui să vă abțineți.
țin minte la un moment dat că Gabriela Firea era și doamnă, dar și mamă. Deci era dublu argument. Femeia asta era în vârstă. Asta era argumentul ei. Dom'le, nu vorbiți așa, nu remarcați lucrul ăsta la mine, eu fiind mai în vârstă cumva. Doamna Viorica Dăncilă a furnizat un nou argument, Răzvan, nu l-am prins noi, ne-a scăpat astăzi, dar este așa. Zice, dom'le, și acum, având în vedere tensiunile regionale, făcând trimitere la Moldova, avem nevoie de un pic de echilibru aici. Mă murise regele, trebuia liniște. Da. Era anul centenarului, trebuia liniște. Acum s-au certat ăștia la Chișinău, iarăși trebuie liniște. Trebuie liniște aici. Băi, nu mai vreau liniște, vreau gălăgie. Și mai e o chestiune care mă deranjează, asta istorică la Partidul Social Democrat cu liniștea, pentru că de la Ion Iliescu, știm din anii 90, avem nevoie de liniște. Dumne, liniștea este ultimul lucru de care avem nevoie în țara asta. Deci avem nevoie de cei mai zgomotoși politicieni, de cea mai agitată și alertă societate civilă, de orice, dar nu liniște, că atunci când e liniște, se fură așa, cu grijă și insesizabil. Niciodată liniște. Deci eu răspășeam, fac apel la liniște. Dar mai lăsați-mă, Doamne, iartă-mă cu liniștea voastră, că românii n-au ieșit în stradă până la ordonanța 13-20 și ceva de ani. De ce? Că trebuia să fie liniște. Nu era cazul să tulburăm spiritele. Bă, trebuie tulburate, mă, și spiritele astea, că altfel îți câștigă PSD-ul alegerile de fiecare dată la scor istoric. Și femeia a zis că mânca, și mânca semințele aruncând pe jos și problema nu era că ea făcea lucrul acesta, problema e că cineva a semnalat. Deci dacă nu semnala nimeni, lucrul ăsta aproape nu se întâmpla. Cam ăsta este felul în care, dacă ne aducem aminte, se discuta în ecuația aceasta situația din România. Deci problema nu e că cineva fură, problema e că cineva semnalează. Problema e că DNA face dosare. Noi avem corupție raportată, da, pentru că DNA face dosare. Vreți să avem o imagine bună în Occident? Să nu mai facă dosare. Dacă nu mai face dosare DNA-ul, nu mai ai corupți. Pentru că înțelepciunea populară spune, hoțul neprins e negustor cinstit. E gena noastră. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Bună, România! Români, fugiți în străinătate, dar pe de altă parte trebuie să mai furnizăm. Deci pare că într-un fel se pregătesc autoritățile de noi români fugiți în străinătate. Poliția cumpără servicii aeriene pentru extrădări de 1 milion de euro. Serviciile cred că sunt de 1 milion de euro, nu extrădările. Extrădările cine știe cât n-or costa? Și astea, da. E normal, Radu, pentru că altfel iar ajungeam să ne împrumutăm la dal de Sebastian Ghiță. Ai văzut, noi când facem extrădări avem talentul acesta de a lua banii de unde nu trebuie. De exemplu, avem talentul de a lua bani de la oameni care peste câțiva ani ajung iar ei înși să fie subiect de extrădare. Că știi că Sebastian Ghiță susținea că ar fi plătit extrădarea lui Nicolae Popa. Așa. Iar pentru domnul Sebastian Ghiță, la începutul mandatului său, Dorel Toader depusese o cerere de asta de extrădare. N-a mai fost cazul. Da, ar fost interesant să vină, să fie anchetat. Și să venit pe banii săi. Să o plătească Popa. Să facă schimb. Da. Să facă cu schimbul. Da, acum se pune în acord, vă dați seama, se pune în acord statul român cu această nouă situație în care avem foarte mulți români de extradat și atunci decât să plătim niște bani, mai bine facem noi, venim noi cu niște servicii. Uite, licitația vizează cumpărarea de servicii de transport aerian necesare însoțirii cetățenilor extradați. Poliția română. Deci, practic, se vine cu această licitație, vom vedea. Vrei să cumpărăm servicii aeriene pentru destinații precum Zurich, Elveția, Varșovia, Polonia, Oslo, Norvegia, Monte Carlo, Monaco și Minsk, Belarus. Uite, de exemplu, Radu Mazăre a trebuit extradat din nou în România, pentru că ieri s-a purtat această discuție, a venit la înfățișarea pe care a avut-o la Înaltă Curte cu următorul argument în dosarul său, că nu ar putea fi judecat acum un noi de sare, pentru că el a fost extradat pentru acest dosar cumva. Deci dosarul acesta în care se află în momentul de față, el a dus în România, da, este cel în care, mă rog, cel în care a fost condamnat, în fine, este cel în care pentru care a fost extradat. Nu mai poți să vii cu noi speție în momentul de față, că trebuie să le extradezi din nou. Și aici sunt probleme mari. Stai ca să înțeleg. Eu te-am condamnat, dar el vrea să fugă și pentru un alt dosar. Uite ce eu trebuie să las să fugă și... Ministerul Justiției a trimis vineri, s-a folosit avocatul de așa speță, a trimis vineri o circulară către toate instanțele și parchetele din țară în care atrage atenția că o persoană care a fost extradată nu poate fi cercetată penal, urmărită sau deținută pentru alte fapte anterioare transferării sale în țară, deoarece ar încălca, mă rog, așa numita regulă a specialității. A specialității. Așa zice... Păi așa... și eu dacă vreau să-l anchetez, ce fac? Nu puteți, că el a venit doar pentru bucățica asta a fost. Nu, eu cred că el mai degrabă vizează o decizie la CCR, cum se gândesc toți și Darius Vulcov, la CCR pe completurile de trei alcătuite ilegal și atunci el vizează mai degrabă această speță, această bucată prin care nu mai poate fi arestat în alte dosare. Deci ele, sigur, pot merge mai departe, dar nu pot să-l arestez pentru că el a
A fost extradat pentru asta. Păi dar nu, normal că nu mai arestezi. Pe cum să arestezi? Pe cum să arestezi un om care e în pușcărie? Este nebun la cap? El e încarcerat păi în momentul de față. Păi da, dacă el va fi eliberat cu completurile... Unde să-ți mai fie? Păi, o decizie a CCR-ului pe completurile de 3 alcătuite ilegal. Așa. Și el mai are alte dosare în desfășurare. Așa. Și poate fi arestat în baza celorlalți. Și mi-a zis, domnule, a fost extradat doar pentru astea. Păi da, e aici în țară. Trebuie să-l extradați iar? Nu, e aici în țară. Așa zice, asta s-a folosit. Păi da, un om care se mai duce să se bucure la banii lui Mazăre acum în această fază a procesului în care nu mai are nimeni niciun fel de așteptări. Nu e totuși avocatul în gura căruia m-aș uita. Cu tot respectul pentru profesia și pentru colegii de breazlă și pentru avocația aia în regulă. Nu poți să vii tu mie acum cu teorii de-astea. Domnule, dar, el, dar ce are imunitate pe zona aia? Nu poate fi cercetat penal, urmărit sau deținut și pentru alte fapte. Deci nu poate să fii deținut cumva și pentru alte fapte. Deci eu intuiesc că despre asta e vorba. Eu intuiesc că e un artificiu ca să-l mai ciugulească de bani pe Mazăre. Părerea mea. Avocatul. Părerea mea de neavocat. A făcut și eu la știință pe ce un pic de drept, dar nu cât să fiu avocat. Domnule, băi, băi. Da. Ai și avocații. Eu am zis că e nivelul politicilor scăzut. Hai măcar avocații un pic. Hai să săltăm un pic. Să mergem un pic către să ne extradăm un pic în Marea Britanie, unde cetățenii români plecați din cauza condițiilor grele din țară și faptului că, uite, politicienii își dau legi numai pentru ei. Așa? Dacă ți amintești celebra peliculă. Români români de uite, domne, da, domnule, știu, nu vreau să... Da, acum, pe de altă parte, uite, avem de-a face cu o cetățeancă din România, de etnie romă, care intervine aici, să o ascultăm, să o ascultăm. I know God's voice, look, I give you my gold, 18 carat, something money. What do you need gold, what? It's 18 carat, it's Dubai gold, no money for go home, I lost my wallet. I lost my wallet, mi-am pierdut portofelul. I sleep in hotel, Vitorii din Borus. My debit card, my ID, no money for food, for gas, for go home. I have two kids, please. Inshallah. Deci femeia acum își prezintă cazul aici, e vorba de caz social. Da. I like platinum. Platinum? I like platinum, I don't like gold. Face o ofertă, îi dă ceva de la gât ca să... Nu are bani să-i întoarcă în țară. Avea să vină, a fost turistă, e acolo cu turismul. De ce ar vrea să-i întoarcă în țară? Help me, please. I don't have musulman. Gold credit cards. Are o... I give you all my gold. Please. So I can take you to the pawn shop. Ar fi trebuit să pune subtitre că nu înțeleg nici în engleză ce vrea să spună femeia asta. A venit în holiday. Și a rămas fără portofel. Niște romi. Femeia asta e victima unor hoți? Da, domnule, niște români i-au furat portofelul femei. Dar i-au lăsat tot aur. I don't have much money. Ceva bani. Nu much money. Nu much money, deci nu mulți bani. Nu are nevoie de mulți bani. Something money. Little money. Small money. Small money for big gold. Acum... Domnule, de-aia, știi, românii întotdeauna s-au priceput la limbile străine. Da, a fost... Chiar și când nu se pricep la limbile străine, uite ce bine se pricep la limbile străine, în sensul în care s-a înțeles, dar străinul ăsta era de limbă nativă sau și el tot așa, ca ai noștri? Și el tot așa. Improvizat. Și el tot o improvizație. Domnule, nu știu, eu aș vrea, știți cum există drepturile de autor sau proprietate intelectuală sau, mă rog, mărcile înregistrate? Domnule, să nu ai dreptul să folosești simboluri înregistrate. Firme consacrate. Domne, și titulatura asta să te legitimezi ca român n-ar mai trebui la liber, domnule. Deci nu mi se pare fire să te duci în străinătate, faci o mizerie și spui I came from Romania. Bă, dar nu mai aduce România în discuție. Spune că ești cetățean european. Spune că ești cetățean al planetei. E crunt, e nereprezentativ. Adică nu toată lumea face așa ceva. Măcar ăștia când vin la furat au bunul simț. Să știi, când se duc ăștia de pe zona de Balcani aici, nu-ți spune exact de unde vin. Mie, de exemplu, în Barcelona... Mulți o pasează că-s în România. În Barcelona a venit o cetățeancă la mine, aveam ghiozdanul undeva în lateral și a venit să-mi atrag atenția că s-a mare grijă cu ghiozdanul, că sunt foarte mulți români care fură în zonă. Asta am pățit în Grecia, când tot așa mi s-a sugerat, aveți grijă în spate, sunt mulți, s-a oprit și a zis, de unde sunteți? România. Sunt mulți bulgari. Aveți bulgari, da. Au protită la bulgari. Ospitalitatea grecească e consacrată. M-a întrebat. O luase pe o cărare greșită și-a dat seama, bă, dar nici ăsta nu pare foarte grec. Da, de unde ești, bă, în România? Vezi că e plin de bulgari.
Asta s-a întâmplat. Bun, bun, bun. Asta e situația. Imagini emoționante. Femeia, până la urmă, probabil... Băi, a mers, i-a dat, s-a predat, mani, s-a predat cazul, da. Acolo a reușit. Era un caz social, oameni buni. Dosar penal pentru uciderea din culpă. Pentru uciderea din culpă fără a fost... Legătură cu ce a fără legătură, deschis după sinuciderea criminalului Marcel Lepa. Parchetul de pe lângă cel care a pușcat polițistul mortal. Parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara a deschis un dosar penal pentru ce. Există niște suspiciuni care circulă în momentul de față pe rețelele de socializare. Da. Îmi pare rău să semnalez lucrul acesta, da, cum că n-ar fi murit prin sinucidere. De moarte bună. Și că ar fi fost acolo, cine știe ce s-ar fi întâmplat și ar fi fost mascată o sinucidere. No, eu zic că adevărul e la mijloc. Cred că s-a sinucis, dar în urma unor sfaturi. Și acum există o teorie a conspirației în ceea ce privește ce se spune lucrurile astea și pe Liviu Dragnea, că e tot timpul comunicat. Există, am văzut o poliție de socializare, e comunicat că ar fi într-o depresie, tocmai că urmează o lichidare a sa acolo. Deci vă dați seama, există și aceasta. Poate duce și pe zona aceasta nebunia și no. suspiciunile rezonabile. Da. Se poate merge către poate, absurd. Da. Dar de ce am face treaba? De ce am face chestia aceasta? Nu cred că e cazul. Adică revenim, sunt atâția lideri politici de mare anvergură care au făcut pușcărie. Practic, era nevoie de această etapă în viața sa pentru a fi un om cu expertiză. Am văzut Adrian Năstase, căzuse în disgrația partidului. A făcut un pic de pușcărie, îl cheamă oamenii în momentele de cumpărare ale formațiunii. Practic, are această Liviule, experiență. Este Liviu de pușcărie cât face? Că mai mult de 2 ani nu face. Da. Dacă, nu-i mai dacă nu se mai întâmplă și cu Teodorul în necaz. Vedem. Că este în pușcărie după 2 ani. Pe el, mă, sunt puși pe el. Da. Vor să-l lichideze. Dar nu cred că vrea să-l lichideze. Bună cineva seara, fizic. Tudor Mușat. Bună seara. Ce bună se seara. Întâmplă, ce va urma în emisiunea ta? Vă amintiți de mesajul acela de îmbărbătare transmis de Liviu Dragnea la finalul unei dezbateri televizate? Era exact înainte de votul din 26 mai și acolo era în platou înconjurat de doamne din PSD. Da. Și toate lăcrimau și Liviu Dragnea lăcrima, probabil că presimțea sau știa ce urma să se întâmple. Plutea în și aer condamnarea. Plutea în aer și probabil și rezultatul votului și condamnarea. În orice caz, erau mesaje de îmbărbătare, le îndemna să zâmbească, le îndemna să continue. E bine, mesajul ăsta de continuitate pare să fi fost însușit ca la carte de Viorica Dăncilă. Din declarațiile de astăzi, asta vedem, trebuie să continuăm la guvernare, mergem înainte, suntem pregătiți. Suntem și... condamnați la continuitate. Vezi cum e Dragnea la închisoare, ea e condamnată la continuitate. Da, e interesant jocul de cuvinte cu condamnarea. Dincolo de planul ăsta al declarațiilor, da, PSD merge pe continuitate. Am văzut ce s-a întâmplat zilele astea. Un cod administrativ care cumpără, practic, primarii cu pensii speciale. Un referendum fără penale amânat în comisia juridică. Oamenii nu se grăbesc. Da, Călin Popescu-Tăricianu, salvat de cercetare, nu mai reiau acum toate lucrurile pe care le-a făcut PSD ca să demonstreze că a înțeles, cum zicea Viorica Dăncilă, mesajul oamenilor în 26 mai. Se fac calcule furibunde pentru om la om, așa, pentru succesul moțiunii de cenzură. O să vedem dacă, pe măsură ce ne depărtăm de acel moment, 26 mai, lucrurile mai au încărcătura pe care păreau să o aibă atunci. Și mai vorbim despre ceva, despre niște planuri de tăieri în sectorul bugetar, de restrângerea cheltuielilor. E interesant că ministrul Teodorovici, confruntat cu aceste planuri, mesaje care au ieșit în spațiul public, n-a negat complet, a spus că de ce să nu încercăm să facem economii acolo unde se poate, sau o bugetare judicioasă acolo unde se poate. S-ar putea să fie începutul sfârșitului, să zicem, deci, pentru lăfăiala bugetară din ultimii 2 ani. Sau măcar pentru PSD, sau măcar pentru Teodorovici. Să ne bucurăm și de lucrurile mici. Și doamna Viorica Dăncilă a tăiat planurile de tăiere în conferința de presă. A spus, domnule, nu e vorba de așa ceva, ceea ce aici am mare îngrijire. Dacă a zis Viorica Dăncilă că nu se va întâmpla, sunt șanse mari ca lucrul acesta să capete conturi. Da, vom vedea, urmărim evenimentele. Cert este că, într-adevăr, PSD-ul continuă ceea ce a lăsat. Sunt moștenitorii lui Liviu Dragnea și continuă opera. Pentru moment. Da. Pentru moment există o moțiune de cenzură și o să vedem atunci cum se ce facem cu ea. Dacă avem o moțiune de cenzură, ce facem cu ea? Vedem dacă există oameni de bun simț în Partidul Social Democrat dispuși să voteze împotriva doamnei Viorica Dăncilă. Tudor Mușat pe B1 TV de la ora 8. Să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la 6. Toate cele bune.